rogate Teodora, fostă Banaga, și sunt născut în satul Mincenii de Jos, de județul Orhei, Basarabia. Și pe data de 21 martie a trebuit să ne refugiem. Ne-a dat autorizație de evacuare să trecem în România, că venea frontul, s-a apropiat de Nistru și am fugit repede. Noi eram... În ziua de 21 martie am ieșit din sat. Cu căruțele, noi, bunicul, cu o căruță, o mătușă, o soră de-a lui tata, cu altă căruță și preotul din sat. Da, eram și am ieșit toți. Satul nostru e în vale, de aia zice de jos. Și am urcat puțin dealul și am ieșit la șoseaua care ducea de la Chișinău, Orhei, Rezina, Râmnița, până la Nistru. Șoseaua națională, am ieșit la șoseaua națională, parcă era ceva... Părinții au fost înstăriți, am avut și magazin, și pământ și asta, și întotdeauna tata meu putea ajuta oamenii din sat care era. Și asta ne-a condus și au plâns după noi, da, că plecăm în sfârșit. Și am botezat foarte mult în sat, eu ca copil, cât atunci aveam 17 ani, dar am botezat și la 14 ani și la noi se botează mai mulți nași. Nașul de cununie e cu mătru cel mare, dar ăștia alți prieteni merg cu o pereche de colaci și cu un prosop și te duci la familie și spui, avem o plăcere să ne încreștinați băiețelul sau fetița ce era. Și știți că întotdeauna se duceau la cei mai înstăriți. Și vineau. Mama spunea, iară să botezăm. Dar papa, că așa îi spunea noi papa, spunea, păi da, ce să facem? E păcat să pleca cu colacii dacă spuneai, nu pot, n-am posibilități să... Da. Zice, să iasă până afară din casă, nu se poate. Mașa Maria spunea, da, mașa. Așa. Și botezam. Și îi trimitea și pe noi la botez și pe urmă cu mătria o făcea când puteau. Dar botezul poate era și copilul bolnav, sau mai știu. Plângea, nu bolnav, dar să spun așa. Și am botezat 5 copii. Eu acolo în sat. Și am botezat 3 Vladimir. Și nu mi-a plăcut numele de Vladimir. Și pe soțul meu Vladimir l-a chemat. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Și ce să spun? Adică toți, cu mătul meu, nașul meu, așa tot ne plângea și ne petrecea. Și am plecat spre Orhei, convoiul pe urmă. Am ajuns de la Orhei la Chișinău, a început o ploaie și ne-a plouat. De n-aveai loc să pui un pic un deget să fie îmbrăcămintea pe noi. Că noi nu mai puteam merge în căruță așa mare. Mergea mama și cu frățiorul nostru micușor, mai mic, care avea 3 anișori atunci. Da, și... Noi mergeam pe jos, era greutate în căruță. Atunci am stat la o familie care era din sat cu noi, stabilit în Chișinău. Și acolo ne-am uscat, nu știu ce. De acolo am plecat spre Prut.
Chișinău spre Încești. A fost așa o... Se retrăgeau și nemți, armata nemțească, și aveau și familii care le luați în Transnistria și aveau familii. Și noi cum s-a făcut? Cam s-a încurcat circulația. Avioanele pe deasupra zbârmeiau, nu ne-a bombardat, dar și nemții au venit și spune țuric, țuric și caput, să ne dea în răpaia. Aoleu! Dar noi, cum sunt, că am botezat și am botezat la un cetățean care era din Huș și a venit și a făcut restaurant în comună, în Cinșăuț, unde aveam și noi prăbării. Și dacă am botezat la el, așa, și s-a întâmplat, el s-a urcat călare, nu și-a luat nevasta și copilul, că nevasta n-a vrut să plece, ea era din Basarabia, era chiar vecină cu noi, Ecaterina, și s-a urcat călare pe un cad. Când a văzut Sandu, a început, el știa câteva cuvinte nemțești de pe front și avea, era decorat cu crucea de fier, albă, mare cruce, uitați așa, așa, și aici pe pieptă era. Și a început să zică, dar nemții nu vedea că era întuneric. Și atunci îi spune că felinarul era la mine. Și spune tata, dați felinarul. Și eu să zic, numai de frică, de emoții, când ne dă în râpă, da, nu puteam să zic fie, da, așa făceam. Da, și a început să spună și cu felinarul arăta că el e familia noastră, e familia mea. Și atunci nemții, gata, s-au potolit, au dat înapoi, au făcut și nu ne-a mai dat. Altfel ne-a aruncat răpă cu căruți, cu tot. Nu se mai uita. Că ei aveau familiile cu ei. Și am ajuns, am trecut prutul la Leușen, da. Acolo mi-a spus, vezi, așa era atunci o vorbă, că în România nu prea este de mâncare, era și război. Și să vă luați de acasă, n-a luat. Și acolo, la Leușen, ne-a luat un sac de malai, unul de făină, tata, a mai pus în căruță, hai de mine. Și am plecat. Am stat la Huș, ne-a căzat acolo, ne-am la un han, pe urmă am mai mers, am mai stat la Tecuci, iarăși am făcut pauză și mai făceam prin sate. 16 zile am mers. Obosiți ca ei, da. Și vremea era răcoroasă și nu știu ce. Ne primeau oameni, ne culcam și pe jos fiecare cum puteam, dar ne adăpostea oameni. Și am ajuns la Râmnicu Sărat, la Măicănești, în aproape de Focșani, Măicănești, după Focșani sau înainte, la Măicănești. Era o cantină pentru refugiați, prima cantină care am întâlnit-o noi în calea noastră și ne-a primit cu ceai, cu ceva la ceai, ce ne-a dat acolo. Și așa ne-am mai încălzit noi și am plecat după aia spre Râmnicu Sărat, pe șoseaua. Și la Râmnic am ajuns în sat, în oraș. Și am tras iară cu cai, era atunci hanuri. Acum nu mai sunt hanuri, că nu mai sunt căruți. Așa ca să... Și atunci nu erau mașini. Atâtea. Și am stat acolo, caii obosiți și noi,
Și stăm de acolo, ne-a cazat și pe noi, mâncare ne dădea, era restaurant. Și cetățeanul ăsta era dintr-o comună vecină. Scria acolo la restaurant, la Pietrică Măcrineanu. Și de aici, din Măcrina, erau niște cetățeni care au venit la târg, la obor, ca oamenii de la țară, cu probleme să cumpere sau să vândă cereale, mă rog. Și ne vede pe papa, pe băbaca, pe, la bunicuri noi spuneam băbaca. Și zice, de unde sunteți dumneavoastră, unde mergeți? Păi uite, avem fișa de evacuare în județul Ilfov. Aoleu, nu vă duceți acolo, că acolo bombardamente. Asta. Deja e, cred că fusese 4 aprilie, că pe 4 aprilie a fost primul bombardament. Și zice, și viața scumpă. Veniți în comuna mea. Veniți, că era ordine să cazeze refugiații, să dea ceva ajutor. Mi-a dat niște zahăr. Așa că atunci nu se găsea zahăr. Da. De fiecare persoană nu știu cât zahăr. Da, da. Și el având ca primar și zice, dar trebuie să vă întoarceți nițele înapoi. Și treceți să apară micului cu căruțele. Că e, mergeți puțin în vale, e apa mică și nu vă mai duceți să înconjurați, vă duceți pe la Puiești, pe la podul care trebuia. Era mare distanța și obosiți caii. Noi așa, noi când am văzut că se bagă căruța în apă, noi în căruță, dar frică ca copii ce eram. Așa. Ei, am trecut, am intrat în sat, ne-a luat în primire domnul Codin Ionescu, primarul. Un primar foarte patriot, foarte de treabă. Și zice, domnul Banaga, pe dumneavoastră, aveți familia numeroasă, o să vă așez, o să vă cazez la mama mea. Uite aici alături, da, și cu nora, cu cumnata mea, că zice fratele pe front, și numai ea cu nora, are, asta o să aveți loc. Și așa ne-a căzat acolo, pe bunicul a căzat la alt casă, tot așa. Dar vreau să fac o paranteză, întorcându-ne înapoi la Măcrina, de la Râmnic, ne întâlnim cu un prieten de-a lui bunicul, de-a lui papa, din satul vecin, cu noi, otac. Și ăla s-a refugiat cu boii. Avea boi și avea și un cal legat din urma căruții. Dar nu știu, a luat calul că l-avea. S-au luat să doi și unul îi lofe. Ce s-a întâmplat, nu știu. Și când am văzut, aoleo, era singur. Nu mai era cu nimeni. Fraților, unde vă duceți? Că uite, m-am rătăcit de ai noștri care am fost. Și acum, papa spune, uite, așa, așa. Păi să merg și eu cu dumneavoastră. Întoarce, domnul Șoldan. Întoarce, carul și ai. Și mi-a luat, a mers și el cu noi, ne-a căzat acolo la ăsta, domnul primar avea 3 fete, cam de seama noastră, Mița, Aurica și Culai. De ce zicea Culai? Că el a avut un băiat și la aia mică i-a spus Culai. Da, noi eram 3 fete și 3 băieți, da. Și ne-am împrietenit acolo tot. Îi spunea nepoatele, mămica bătrână, da? Și noi i-am spus,
mica bătrână, bătrânii, mama primarului, da. Și lui tante Ioana, cum se zicea la țară, țața. Cum îi zicea ele țața, ziceam și noi țața. Țața Ioana. Mai trăiește tante Ioana? Acum mai tante, nu i-a mai zis țața. E la Pitești, am rămas neamuri. Da. Și are 91 de ani, tante Ioana, așa. Și am stat, eu zic că, ei, cum de o să avem loc aici, în camera asta? Deodată ne-a dat o cameră. Dar bătrâna zice, oamenii buni în cap. Dar ce faci cu țața Ioana? Că ea când a auzit că eu mă chema Nadia, așa îmi spunea, a avut părinții, dar preotul a spus nu, că e nume de cucoană. Și părinții mei nu erau boieri, erau țărani stăriți. Și dansat din Nadia, mă știe și acum. La școală mi-a spus învățătorul Teodora și acum sunt Dora. Și la nepot și la toate, așa, mama Dora. Așa. Asta e altceva. Însă, da. Și am trăit acolo un an de zile. Tata Ioana ce a zis? S-a speriat. Tante Ioana nu s-a mai întors soțul ei. A fost dispărut la dorm. Și nu s-a mai întors nici astăzi. A așteptat ani de zile să vină soțul. Avea fetița Gelica și Costel. Și se juca cu Nicu de 3 ani. Papa încerca să facă ceva comerț ca să ne hrănească atâția copii. Se ducea la râmnicu, mai cumpăra porci, făcea contracte cu armata, aducea animale de la Bacău, de la Onești. Și avea contract. Dar tante Ioana s-a dus la taică-s-o să se plângă. Dar tante Ioana când a văzut că eu sunt Nadia, sora Alexandra era Sasha, sora mai mare decât mine, că eu eram mijlocia, era Ana și era Aniuta, fratele Eugen era Genuță, numai Mihăiță era Mihăiță și Micu era Nicușor. Bretătic s-a dus la tatăl o fugă. Ce a făcut neacodin tătică? Mi-a adus nu știu ce o fi ăia, turcioche, cum vorbeau ei așa. Tătarioche, de ce e unică tată? Aoleu, niște nume așa, nici nu înțeleg ce spun. Vine tata ei, domnul Alexandru, Bocioacă, vorbește cu papa, fete, ce? Ionică, sunt niște oameni refugiați, amărâți, uite, au plecat, au lăsat totul, că din cauza războiului să nu-i ridice rușii, că pe timpul rușului a umblat papa, fugat prin pădure. Și noi duceam mâncare, când într-o pădure, când în alta, că la noi sunt păduri foarte multe așa, da. Și cu grup, cu mai mulți neamuri din satul vecin, puscri ce mai erau acolo rude și prieteni. Și așa stăteau ascunși, că dacă nu era soțul acasă, nu ridica familie. Dar dacă îl găsea, ridica familia. Da. Asta era în 41. Și că la un cuscu de-a nostru, tot așa el era, și când s-a dus acasă, nu l-a găsit, și a găsit pe un ficior de 16 ani, băiatul cel mai mic, că ea mai mare era, avea 3 în armată, toți.
Și l-a luat pe Ioanică și luat a fost, nu se mai știe și nu s-a mai știut nici alt de el. Da. Familia este, s-a înstărit aici, s-a aranjat la Buftea când noi am venit. În sfârșit. Și am stat. Dacă ne-a dus în lagăr, a venit, s-a făcut o comisie de control la Brăila era. Cu un major rus, Mihail Stepanovici, era șeful comisiei și în rest era unitate militară, dar el dirija acolo. Și era adus mulți acolo. Când ne-a dus jandarmii, avea ordin să-i ducă să verifice actele. Zice, domnul Panaga, noi vă ducem acolo, vă verifică actele și vă dă drumul. Ce să ne mai dea drumul? A pus mâna pe noi, s-a terminat. Și bunicul, și noi, și mătușa mea. Asta. Am stat o lună de zile în lagăr. Până au adunat mai mulți. Și ce? Așa. Și veneau, tata a ieșit, a vorbit cu Santinela, a ieșit cu cusul nostru, cu Zinor de Saca, și a venit la București. A venit la București și a luat niște adeverințe, că cusul nostru avea trei băieți în armata română și cum pe mine să mă iei? Să mă duci. Și papa, pentru că era ficiorul, că fratele mai mic era pe front. Și el trebuia să aibă grijă din bătrâni. Și era o lege, că nu trebuie să iei pe ficior să lași bătrânii. Așa. Ei trebuie să aibă. A adus adeverință de la marele stat major, nu știu ce. Asta, bun. Ce a făcut? Ăsta a arătat bine, bine, bine. Dar în timpul ăsta a văzut că papa nu-i, ăsta unchiul Zinovie nu-i, era numai bunicul. Unde să ia, l-a luat și l-a închis. L-a închis pe bunicul. Acum fratele meu, Eugen, care poartă numele, s-a dus acolo la el, zice, Ghenuță, adă niște apă, dar Santinela a spus, n-avem voie. Așa e ordine să mă dăm voie să-i dea, e nimic să nu, așa. Și nu i-a dat. În sfârșit, i-a dat drumul pe urmă lui Babaca, a mâncat atunci, auzeam de carne de cal, dar atunci am mâncat. Dar era bună. Fasole la căzan cu carne de cal și noi flămânți ce mâncam. Acum să vă iscăliți că mergeți de bună voie acasă, în Basarabia. Nu s-au iscălit. Și de-aia pe bunicul, dacă papa nu era, de-aia l-a închis că n-a vrut să iscălească. Când s-a întors papa, și ăsta a spus, bine, îți bunea, adeverințele tot, cu cuscul ăsta, până în ziua de plecare a convoiului. Și când a fost ziua, treceți la convoi. Când au văzut părinți, dar ca să ai bani de drum, dădea câte 80 de mii, era inflație mare. 80.000 de persoană. Și să iei mâncare, să-ți iei ceva. Și au venit, evrei erau atunci negustori, a venit cu marfă în lagăr, le-au dat ploie, ca să cheltui oamenii banii și cu mâncare, cu chifle, cu de drum să aibă, mă rog, ceva. Și era ca la Talcioc. Două rânduri, pe o parte și pe alta, și partea asta mergeau
oamenii se uitau. Și unii cumpăram masă, dar noi dacă n-am avut bani, nu cumpăram, numai ne uitam. Era o tânără care veni să se refugiază cu boierul ei. Și nu știa nici, nu se pricepea ce să-și cumpere, că nu prea știa nici în bani. Era așa, era mai. Și ea zice, domnișoară, dacă vreți să mergeți cu aia așa. Acum, mergeam, ne uitam, ca să găsim ce vorbea ea. Și o evreică zice, ce doresc, domnișoarele? Eu spun, libertate. Libertate. A pus capul pe mâini. Când a venit ziua plecării, papa a început să plângă, s-a îmbrățișat cu colonelul, cu cutare. Zice, domnul Vanaga, noi nu avem nicio putere. Noi suntem, era armata, ei dezgrișau rupce. Și zice, uite, dacă noi tot mai stăteam cu sora lui tata la prăvălie, unde aveam, că aveam un magazin familiar. Și zice, voi rămâneți cu sora, eu fiu mea. Și mama scoate actele de sân, actele noastre, certificat de naștere, buletine, ce era, era la mama, în sân să nu le piardă. Și mi le dă, rămâi tu și cu sora mai mare, Ana și eu. Da, asta mai mică, Alexandra, zice, papă, rămân și eu dacă rămân ele. Bine, și dă și acte. Și vorbește cu unchiul. Să spună la santinelă că rămân trei fete aici. Trei fete și o să stea aici, în parc, printre arbuști, printre boscheț acolo. Până seara și seara am să vin eu și am să le iau. Trei nepoate, spune. El zice, mă, ce nepoate ăsta tânăr? Era mătușa mea al 8-lea copil. Papa a fost primul la bunicu. Că așa era atunci, nu se făcea. Abortul și asta. Și... Da, a venit Santinela când s-a schimbat, a venit și la noi și a zis, măi, ce unchi vă este ăsta? Da, este unchi. Bine, voi ați rămas trei fete, da. Mai fetelor, să nu vă dispărțiți niciodată, dacă ați rămas trei aici, din toată familia. Așa și... Ei, da... Pleacă convoiul. Eu care am spus că întotdeauna am să fiu alături de părinți, dacă mor părinții, mor și eu. Când am văzut de acolo, din, mă uitam, mergeau roțele, a pleacă convoiul. A început așa. Asta, gata. Nu s-a mai văzut, au plecat. Am sărit de acolo și m-am dus la Santinela, la poartă. Santinela, ce vrei? M-am rătăcit și am rămas. Stai liniștită, nu te-ai rătăcit. M-a băgat în chiretarea cum au ei la poartă. Stai acolo, să nu vadă cineva. Până ți-o-i spun eu să ieși și te duci înapoi. Și pe seara o să vină militarul ăla. Era îmbrăcat militar. Era la artileria teriană. Nu, catiu, era așa, un blău așa. Și zice, eu să...
Pe urmă te duce, de urmă treaba ta ce-i face. Dar acum nu-ți dau voie să nu vadă cineva. Să mă uit întâi împrejur și atunci îți dau voie și stai acolo. Până de seară nu-ți dăm drumul de aici. Când erai în Tufiș și a trecut căruța chiar până lângă Tufiș? Când a trecut căruța, eu am sărit din Tufiș să mă duc cu părinții. Și am rămas. Am rămas, s-a întunecat, unchiul parcă n-apărea. El s-a plimbat și cu acolo, dar Santinela i-a spus, mai așteaptă tu. O să-ți fac eu semn când trebuie să le dau drumul. Că era frică și la soldați. Făceau ceva care nu era normal să facă. Și... controlați de ruși. Dar nu știu, parcă aveam o bătiră. Ce-am făcut cu ea? Așa, apărăt dimineață, deci nu știu că sunteți de pregătit, cum îți spus. Și ne-am întors la gazda mătușii mele, unde a stat ea, în sat, în Râmnicelu. Satul Râmnicelu, comuna Viziru, Găila. Ne-am întors acolo, dar era la primar. Și nu prea puteam să stăm acolo, că acolo venea lume, nu ne putea să ne ascunzi. Și chiar s-a auzit că în sat ne-a zărit cineva, a venit jandarm, căuta refugiați. Hai de mine! Noi, dacă am auzit, ne spune domnul Nicolae, plecați că sunt jandarmi în sat, caută refugiați. Să nu ne prinde la el, că putea să-l împuște. Și noi am fugit. Am ieșit repede, speriate, și am fugit vis-a-vis o casă și de curtea aia dădea în câmp, în niște vii. Și noi am fugit. El nu a văzut, cred că am fugit, nu știu ce, dar și ei făcea față, cred că. Dar sora mea mai mare, Ana, ea era mai greu, era grăsuță, ea a intrat în grajd și s-a dat după ușă. El s-a uitat în grajd, ea a rămas după ușă și pe urmă a ieșit. Dacă am ieșit în vii, stăm în vii să nu ne vadă lumea, dar era deja frunza de vie bună, de sarmale. Să ne făceam că culegem vie. Și trece cineva, ce cu astea pe aici? Așa. După aceea am ieșit de acolo, nu mai putem să ne ducem acolo. Unde să ne ducem? Și la gazda. Dar noi am plecat și cu două surori de-al unchiul care stăteau la altă gazdă. La ce dată da, era? Ce? Cam ce perioadă era? Exact. Prin aprilie. În aprilie 46-47? Cam pe 28 aprilie. 28 aprilie? Da, 28 aprilie. Anul? 47. Anul 48. 5. 45? Păi se terminase războiul? Păi nu s-a terminat. Nu se terminase războiul. Păi da, după aceea s-a terminat. Da. Războiul s-a terminat pe... în mai. În mai? Pe 5 mai. Da, 8-9 mai. Nu putem? Pe 8-9 mai. Sau 8 mai, da. 8-9 mai, da. Eram acolo, s-a terminat războiul, s-a făcut pace. Se zicea, da, ce pace a fost, în sfârșit. Și ne-a cazat acolo la... acum, cetățeanul ăla, domnul Pătrănoiu, avea trei fete, domnișoare.
Noi, fricoase, nu putem să stăm, o să vină și o să ne ridice de aici. Noi nu dăm voie. Păi nu vine cu act de percheziție, n-are voie să intre în curte. Ați văzut? Româncele. Da. Ne-a cazat unde? În pod. În pod și podul era ca la țară, câte erau anumite case. Avea podul de scândură și avea niște grinzi. Și noi stăteam pe grinzele alea. Dacă călcai alături, te duceai în casă. Dar de aici să nu vorbești, că în casă mai venea vecin, mai venea ca în casa omului. Și ne dădeam mâncare, a luat scara de la pod, să întindă, să ținea oamenii scara, dar a luat-o să n-o vadă și o punea numai când ne aducea mâncare, într-o găleată și sfoara o avem noi și dădeam, da, vedeți că dădeam drumul la sfoara aia, la funia aia și lega ea găletușa, găleata cu mâncare și noi o trăgeam sus. Noi dacă eram trei, mai încercam să zicem ceva, unchiul și tante. Ei, dacă unchiul nu era cu noi, pentru nepoate asta să zic, el o lua pe tante și se ducea, n-avea treabă, era militar, da. Și venea la unitate și aranja treburile și... Că în București, la artilerie anteriană era, vis-a-vis de palat. Era atunci unitatea lui. Nu o arătat, nu o spus. Pe urmă. Și... Acum pentru noi. Noi, ca mintea noastră cum era atunci, începeam să mai vorbim, să mai râdem. Că ia uite cum stăm, nu știu ce. Și așa ne-a hrănit. Când pe urmă am coborât și de acolo, cât puteai să stai. Am coborât, dar înapoi la domnul primar nu puteam. Unde am stat cu părinții la moșul Neagu, era niște bătrâni. Nu puteai, nu te ascultă, aia nu putea să te țină. Și domnul primar Nicolae Roșu zice, vă duceți la sora mea, la Joița, ea stă în marginea aia de sat și grădina ei dă în izlaz. În caz că se aude ceva, ieșiți și fugiți. Și îți mai sta acolo. Și ne-am dus la familia Țigănuș, Zanfir Țigănuș. Da. Și am stat, eram 5 persoane. Tante Joița fusese operată, era greu să facă mâncare, pentru atâția avea și ea. 3 băieți și fetița, 4 erau la masă. Și cu noi eram 11. Și ne-a zis, în fire, îi spune lui unchiul meu, că așa i-a zis, măi, Vladimire, să vină o fată să o ajute pe Joița, că ce să... Ea nu poate să mestece atâta mămăligă și atâta mâncare să facă. Dar ce mâncare bună ne dădea. Avea fumături, jamboane, brânză de oi, că avea, era un gospodar. Și ne ținea fără niciun ban, pe gratis. Și noi nu ieșeam afară deloc. Și a dat-o sora mai mică, a ieșit, deci uite să meargă Alexandra. Acum am văzut-o vecinii, Joița, dar cine-i fata asta? Dar ea era luată de suflet la părinți aici, dar era din Dobrogea. Zice, e nepoata mea din Dobrogea. Și cum o cheamă? Lenuța. Și Lenuța a rămas până a decedat. Lenuța, Lenuța, doamne, dar zice, ce seamănă? Păi cum să nu seamene dacă e nepoata mea? Și am stat noi o lună de zile la Neazanfir. Acum avea
Papa luase și o vacă, că dacă eram atâția copii, mai făcea comerț cu niște pește, ce putea să ne hrănească. Dar vaca fătase când eram la Moșuneau acolo, avea vițel, s-a dus unchiul de... și-a luat-o noaptea și-a adus-o la Neazanfir. A adus-o la Neazanfir, răgea după vițel, nu știu ce, vecinii. Joița, dar ce? Păi, uite că rage după vițel, că n-am dat-o la câmp, vaca și nu știu ce. Și spune Neazanfir, măi, Vladimire, am un frate la Brăila, care să mai ocupă, el mai taie, dar nu era voi așa de tăiat sau mă rog, nu știu cum era. Și mai cu seamă că era vacă roșie din aia care adusese armata din Rusia. Da. Vacă roșie și era ordin de le-a strâns și le-a dus înapoi. Că știți că Rusia a cerut despăgubire. Că a dus și trenuri întregi, au mers în Rusia din Germania, în sfârșit. Și zice, eu mă duc în sat, mai stau, mai ascult. Și zice, nu s-aude nimica, dar vaca asta trebuie vândută. Încă zice, îl chem eu pe fratele meu și s-o cumpără. Și tu rămăsesc un cal și o căruță la gazda unde a stat bunicul. Da, rămăsesc o căruță lui tante, care era, da, rămăsesă. Și rămăsesă numai un cal. Nu știu cum s-a întâmplat cu... un cal ne luase rușii. Ne luase rușii. Când au venit rușii în România, armata rusă, papa tot s-a ascuns, era frică. Mama l-a luat pe fratele al mai mic în brațe și îl ținea și tot îl pișca să plângă. Se vorbea că se agasă și de femei și de fete. Noi am fugit. Așa? A, în sfârșit. Și ia calul rușii, un vecin de vis-a-vis. Ai, domnul Managa. Păi, dumneata, ai văzut că ți-a calul și ai stat? Cum să vină îmbătătura mea să-mi ieie? Eu am fost bucuros că nu mă ia pe mine. Că a luat calul, l-a luat. Da. Dar după aceea, când a venit aici cu toate regimul comunist sunt instalat în România, ne-a spus ceva în versuri domnul Alexandru Borcea. Ce a spus domnul Bananca? Acum noi ne dăm seama că era omul înstărit, avea tractor, avea batoză de treier, era o comună de oameni gospodari. Și acum ne dăm noi seama ce a suferit dânsii și asta. Da. Și bine, acum că am stat la... ne-am dus, da, pot să fac o paranteză. Cât am stat la tante Ioana, mâncam în... părinții, ei zicea, ne dădea nouă să mâncăm și o aștepta pe tante Ioana să vină de la câmp să mănânce cu ea. Și papa îi punea păhărelul de săcărică, că venea de la muncă, și să mănânce cu ea. Că ea era singură, soțul
luat pe front, n-am s-a mai întors nici azi. Și îi spăla băițelul, era de un an jumate. Se juca cu Nicu de 3 ani, cu Nicușor în sfârșit. Și ea spune acum, cum am trăit eu anul ăla cu domnul Banaga și cu doamna Mașa, n-am trăit o viață întreagă. Noi am știut să muncim, că erau foarte muncitori. Dar nu mai se facă cozonac, ei, asta, pâine făcea mai rar, mămăligă. Mămăligă rece la câmp, cu ceapă și cu brânză și dar munceau și erau oameni buni. Avea fratele cumnatul primar, alt cumnat preot, la satul vecin, la Puiești, părintele mare mică, și bătrâna se duce mereu. Mă mai duc la mare mică, mămica bătrână, da. Și părinții îi spunea, mămică, Măriță, Măriță. Când mâncam, vinea și ea. Stai, mămică bătrână, cu noi la masă. Stai, bre, stai, Călin. Că mai făceam mămăligă și ne mai aducea mămăligă. Și noi mai mult cu pâine. Dar și fierbea lapte, punea laptele în căldarea unde făceam mămăligă cu pipirostrii la subcoș, așa era atunci. N-avea plită așa făcută, nu. Și mama a făcut afară cu ptoruș sub un urt, făcut să masă. Tata, masă și bănci, așa ca să stăm la masă, și-a făcut cuptorul și-a luat plită de la râmnic. Dar ei nu, ei pe pirostrie acolo. În sfârșit, că zice, noi am știut să muncim ca boii și să mâncăm ca vacile. Ei, asta o glumă. Da. Da. Voastră, cât timp a stat acolo? Ascuns. A stat vreo lună. Ne-am întors la tante Ioana. Așa. Și când ne-a spus că au venit jandarmi în sat, tante Ioana a făcut, a stat închiș. Ei pleca la câmp. Și ne lăsa ceva mâncare, dar mai venea bătrâna. Dumnezeu să o odihnească, mămica bătrână, venea de la câmp să ne facă nouă mămăligă, că nu puteam noi să facem, că ieșa fum pe coș. Și lumea ce zice, e să la câmp și, da. Și unchiul zice, să mănânc mămăligă, nu știu cine mai dădea, dar era niște ceapă în fața casei acolo, unde lângă flori. Și unchiul zice, eu m-aș coboră să iau niște cozi de ceapă. Da, tante, Doamne ferește, chiar de nu te vede nimeni, cum să iei tu cozi de ceapă din curtea? Se poate dacă nu-i voie, nu asta. În sfârșit, era rusalele, a venit lumea cu împărțeală, dar ea, fata, băiatul, dacă era de una jumate, nu știa nimic. Dar fetița, Gelica, era de 4 anișori și o ținea la mama ei. De obicei stătea mai mult acolo, dar acum nu o aducea pe casă deloc. Când de rosale, apare și ea. Și nu știu ce, copilul și nu te duci acolo, nu știu ce. Că zicea, aoleu, să nu vadă și ca copilul, da, în sfârșit. Și după aceea spun, am plecat. Dacă a zis că tante Ioana era, mă rog, așa o zi, am făcut sărmăluți în foi de viță și mămăligă, dar noi eram de acum am făd la grajd, la tante Ioana, ascuns. Că a zis că vin jandarmii și n-au apucat să mâncăm din sămăluțele alea și din mămăliguță în pod. Și când au spus,
Sorele mele repede pe scară jos, dar eu pe la, din pont, la fundul magazinului, era ușa așa, unde mărga fân și atunci eu am sărit. Am sărit fără scară și am fugit. Și da. Și, cum spun, am plecat pe urmă din Măcrina. Da, deci am plecat de acolo, s-a auzit că așa. Am venit la Brăila, am spus acum, da. Au luat caldă, am pus la căruță, zice, neazam fier. Măi, Vladimir, îți dau niște porumb, te duci la deal, aici la... în... la Pietrește, mă rog, Bogza, acolo mai... unde se vindea, unde nu se face porumb, și atunci îl vinzi, oamenii cumpără. Și îți faci niște bani de drum, ca să aveți și... că am auzit că păia Lumița nu mai caută refugiați. Și așa a făcut, s-a dus, s-a luat porumb și atunci ne-a dat domnul Zamfir niște făină, a făcut tante pâine acolo și am plecat cu un cuptor de pâine acolo și ne-a mai dat tante Joița acolo și am plecat. Am plecat pe Alomița. Pe drum, pe niște porumb, vede unchiul iepure. Uite. Și cu ce l-a, cu ce a aruncat el, cu biciul, cu coada biciului, că era cam un puișor. A căzut, l-a luat, bucuroși că o să mâncăm carne de iepuri. Mergând noi așa, ajungem într-un sat și ne-au rugat acolo la, să ne primească în curte, să nu stăm în stradă. Că era vara, era cald, dormeam în căruță, pe jos, afară, dar înăuntru era fete, băieți, petreceau ceva, era... se distrau. Și eu atunci, în timpul ăla, când eram așa, ziceam, ăștia sunt nebuni, ia uite ce e aici. Da. Și l-a aruncat pe șopronul casei așa, iepurile să-l luăm dimineață. Când dimineață ia iepurile, de unde nu-i chilipirul. L-a luat pisicile, l-a luat tărăt. S-a dus. Pe drum pâinea, dacă a fost coaptă și pâine mare așa, caldă și căldură, s-a stricat. Am pachetat o caldă, mezoră, fierbinte acolo, pâinea s-a stricat, iepurile noi. Ți închipui cum, în ce stare eram. Nu aveam ce mânca. Dar am rezistat. Ne-am dus acolo în comună, am ajuns, era tatălui unchiul aranjat acolo în comună, la o gază. Acum, era o familie, niște copii care le omorâsă, niște hoți părinții, mergeau la călăraș, Ilie Militaru, îi spunea lui taicu, și fata era Florica, Grăpina, băiatul Nicușor și încă una, Ana sau așa. Erau trei fete și un băiețel. Rămas fără părinți. Că le-au luat caii și căruța și i-au omorât și i-au lăsat în niște porumb. Da. Și ei au avut prăvălie înainte și aveau o cameră care ușa era în stradă, adică din stradă intrai în prăvălie. Și el i-a zis să vină, că toți suntem singuri și mi-e frică să nu vină să ne omoare. Când a auzit că sunt niște refugiați, au venit acum. Și ne-am dus. Dar acolo ce era?
Dacă a fost prăvălie, nu era nimic. Dușul meu. Mâncare n-aveam. Uite că se cosește. Era moșia lui Cornățeanu. Băiatul ăsta, nu știu, n-o fi neamândea lui Cornățeanu. Și se dă o dublă de mălai și un chil de brânză de pogon. Unchiul zice, mergem să cosim, să ne facem mâncare, să mâncăm. Și ce? Da. Și așa am făcut și am câștigat un pic de făină. Asta am dus la moară, s-a făcut tărâță, tante a umplut borș și a făcut borș și mai punea. Avea unchiul, nu știu, el din armată a fost magazionier, ceva. Și mai avea niște paste făinoase. Cum s-a mai strâns pastele alea? Dar ne-a fost de folos. Și așa că, și în ce? N-aveam oală. Nici nu mai știu, am cerut de la fetele alea ceva. Da, apă luam cu gamela lui unchiul. El lua și gamela atunci, în sfârșit. Și am stat noi, da. Cum se dorme acolo? Noi ne mai rămăsese ceva bagaj, dar l-am lăsat la Nazanfir. Părinții au zis că dacă ne ia numai să ne verifice, să nu luăm tot bagajul cu noi. Și ce băgaj a fost, a rămas la Nazanfir. Noi am luat numai niște pături în căruță ca să avem de învelit. Așa. Și ne-am culcat pe dușul mea și am pus tărâțe așa la capul nostru și am pus și pături pe tărâțe și alea era pernă și pe dușul mea. Și acolo dormeam și am câștigat mălai și brânză. Acum un cetățean tânăr, Gheorghe Otcă, îl chema, a auzit. Zice, vine iar acum o să stie oamenii aia săraci în camera aia. Că copiii aia nu dă altă cameră, că avea cameră. Și vine și îi spune lui unchiul, veniți la mine că am o cameră. Eu am făcut casă nouă, stau într-o bucătărioară mică, dar o cameră am gătit odauna încât mai trebuie lipită cu pământ, că era de pământ, cu chirpici. Și sta la bine. S-a dus unchiul, a văzut, da. Ne-am dus, noi nu știam să dăm cu lut, da, de unde. Dar tante, mătușa mea știa și a dat cu lut, nu era sobă, dar din ce să faci sobă? Dacă n-ai cărămidă, n-ai. Dar tot Nea Gheorghe zice, uite ce, domnul Vladimir, dumneavoastră, nu știți, dar se poate face cărămidă, uite, din nisip, cu pământ galben, nu știu ce, cu forme și le usuci, le pui la uscat și clădești sobă în casă și îți face sobă. Zis și făcut. Așa a făcut unchiul, cu noi, bineînțeles, la treabă toate. Și, dar acum paturi, ioc, de unde pat? Nu. Uite, ziceam să-l câmp pe la gardă, așa, la în grădină, tai salcâm și unchiul mai priceput așa să gândea. Bun, a tăiat salcâm, a pus niște pare acolo, că era jos pământ. Așa și deasupra l-a împletit. Așa. Și cum aveam pologul care a fost pus pe covertir, l-am umplut cu paie. Și gata, a fost saltea trei și un pat pentru ei amândoi, așa. Și ne-a dat o masă
unde ca să mâncăm o măsuță, dar noi câți eram, dacă ne ridicam toți odată în picioare, n-aveam loc. Patul ăla lat pentru noi toate trei și eram și voinicuțele acum. Așa. Și un chioștante iar, un bărbat înalt, ca vlăduț. Da. Și am stat și a început să facă colonizări în Banat. Unde era? În ce localitate era să iei? Comuna asta... Ca Cornățeanu. Pe Moșia Cornățeanu, da. Comuna Floroaica. Floroaica. Județul Călăraș. La Floroaica. Da, Floroaica, da. Așa, județul Călăraș. Gara din Paț, pe la Moșia lui Cornățeanu era și gara, da. Și ne-a dat vagoane gratis. Asta a fost cu Petru Groza, el a făcut asta. Ne-a dat titlul de proprietate, da. Așa, și nouă ne-a dat 5 hectare la 3 fete orfane și unchiul 5 și aveam 10 și ne-a dat vagoane. Ca să plecați? Da, să plecăm din Floroaica. Ne-am căzat, ne-am urcat la vagon. Tante a pregătit ceva din ce să mâncăm drum, pe drum. Aveam ceapă cu bulion, făcuse tante o leacă de bulion și a călit ceapă și cu bulion și-o pus în un borcan și cu pâine și aia am mâncat până în Banat. Și stăteam în gări mărfar. Vagoane de mare? Da, erau vagoane, da. Și erau mai mulți refugiați. Mai mulți familii în același vagon? Cum erați în compartimente? Erau compartimente? Nu, era un vagon de animale? Vagon de marfă. Sau cum era? Vagon de marfă, da. Și erați nu era mai de... multe familii acolo, împreună? Da, nu, ne-a dat o familie cu unchiul. Un vagon. Singură, da. Și ce-ați urcat în vagon? Și-am mers cu... Ați luat un animal sau nu? N-ați avut animale? Nu era animale. Ca să luați. Păi și animalele tot acolo. Da, și tot, dar dumneavoastră n-ați avut animale. N-ați luat calul sau ceva? Nu, unchiul avea. Dar noi, fetele, n-aveam. Da. Și a luat unchiul unde era? L-a pus în vagon? Da, sigur. A pus calul sau ce avea? Calul. Da. Și căruța. Calul și căruța. Era doi cai, că rămăsese un cal de la bunicu și... Așa, deci spune ce era în vagon, tot, ia spune. Păi ia să eram noi și cai... Și căruța. Da, normal și căruța. Păi, normal. Da. Și am ajuns în Banat, la gara Orțișoara și acolo, stop. Acolo ne-a debarcat și ne-a cazat la case nemțești. Era satul comună chiar, de nemți. Nu era niciun român. Era un singur ungur. Da. Ca să vorbești românește, ei nu înțelegea, ei vorbeau între ei. Da. Dacă în sat nu erau români. Și ne-a căzat. Pe noi ne-a căzat, noi, trei fete, la o gazdă și pe unchiul, de alături, casele. Așa, și... Acum era treaba ca să... Era aprilie. N-am mai apucat să avem grâu de... Se terminase, cu pâinea s-a terminat cu asta, v-am spus aia, așa, și să mai un moment, o, da, Kelmer Ana, nemțoica, soțul era dus în Rusia, luat și o fată,
frate era tot dus în Rusia și era o fată Lise care trăia. Și alături era vecina care era cofetăreasă și patiserie, făcea comenzi de la nunți, la botezuri și făcea și bomboane. Da, Zuckerbeck. Da. Și avea o fetiță, Baby, și avea soacra, Crossmutter, așa îi spunea Baby. Da. Și pe români nu înțenea decât țigan. Era foamete în Moldova și la București atunci a fost foamete. Dar în Banat nu. În Banat era greu, era asta. Și... da. Primăvara, noi dacă am ajuns primăvara, ce să vedeți? Am osemănat porumb, mergeam la săpat porumb, dădea și cu prăjitoarea. Cred că de la nemț s-a luat prăjitoare. Chiar nemții cum era, dar mi-a dat o bucățică de grădină, din curte, de ne-am pus niște ceapă, da? Și fiind acolo pământul îngrășat de la animale, a crescut ceapa aia, că noi am mâncat cozi de ceapă. Cu traista mergeam cu cozi de ceapă și cu pâine la câmp. Slăbise unchiul și noi eram slabi. Da, slabe, da. Mătușa, caii slăbise, n-aveam ce da la cai. Și când a început să fie puțin greu, mai mergeau cu caii pe marginea grâului, mai asta, da. E bine să coace greu. Gata, am scăpat la coasă. Unchiul cosea și noi, din urma lui, strângeam brazda, eu strângeam brazda, sora anișoara, că îi spuneam anișoara, așa, lega și Sasha, Alexandra, dădea cu grebla, făcea claile astea și când unchiul punea coasa jos, terminam și ogorul. Nemții s-au mirat. Ei așa coseau. Cam atâta brază luau. Dar unchiul, dacă era și înalt, când lua o brază de aici, tot era pe aici. Și ce? Era, dacă era un pogon mai greu, mai rar, el repede îl termina, gata, am plecat. Dar nemții s-au mirat. Și spune lui tante, tante rămânea acasă, ne făcea mâncare și ne mai aducea mâncare. Venea pe jos la deal, la câmp și ne aducea mâncare. Și întreabă nemțoica, ce faci tu mâncare la asta? Păi ce să ne fac? Cumpărat ardei, eu acopt și usos de roșii. Nu se poate, trebuie tu să faci ceva mai bun. Dar tante plânge, dar de unde să iau eu ceva mai bun să fac? Da. Acop pâine, cu ce s-o coci? O luncă acolo, crescut un fel de, nu trestie, dar ce o iarbă așa mai grosuță. A tăiat unchi, a uscat-o, o leacă, dar ce s-a ars cuptorul cu ea? Ieșea un fum de ziceai că s-a aprins casa. Doamne, dar în sfârșit așa a făcut tante pâine și ne-a ducea la câmp. După aia am cosit un lanț. Tu ce erați încălțați? Erați încălțați? Un ogor de patru lanțe. La pogon zicea lanț. Da. Dar un greu mare și viguros și mai erau și piete așa de boz. Și noi care
la câmp nu lucram acasă. E, dacă nu lucram, dar acum unchiul măi, mi zicea, mă, fieticilor, voi nu călcați așa, trageți picioarele, dar cum să le tragi peste bozul ăla, că ăla e tare? Era picioarele noastre disculță, nici vorbă de încălțată, zgâriate, curgea sânge. Dar am zis, ce un trage, un trage, dar să avem pâine. Că ne dădea în natură, da. Ne dădea, nu știu cât greu să dădea pâine. Așa? Și untură și țuică. Noi untură pungeam pe pâine și mâncam. Da. Dar unchiul zicea, luați și voi câte un pic. Nu bea unchiul acum. El bea. Când trebuia să tragă coasa. Ei, când se termina, acolo am stat zi și noapte, o săptămână. Era un pârâu și acolo ne duceam și ne spălam la pârâu. Și lucram mai mult noaptea, că era mai răcoare. Acolo nu sunt pom, ca la noi. Cum e pe Bărăganul, că nu sunt pom. Dar la noi, în Basarabia, sunt pom pe ogoare, aici, acolo. Da, să ai umbră, să te duci. Nu. Și mai stăteam sub căruță. Și noaptea, pe lună, lucram. S-a terminat coasa. Da, și cum spun, nemții au văzut și îi spune lui tante, o, e, sălac de mine, șamă, o, 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 așa face, da. Tante zice, păi, da, așa se cosește la noi, cum, în sfârșit. Acum, la creier, stai aici, încă o paranteză, nu aveam făină, am terminat ce am avut noi. Cumpărat, făcut pâine, asta, de drum am mai avut, dacă a câștigat, și-a câștigat pe porumbul ăla, de la Neaza în fir, dar s-a terminat, ne-a mai împrumutat unchiul, tata lui unchiul, cu niște făină, dar nu mai avea nici el. Mă, ce să faci? La noi a rămas, când s-a retras armata română de pe front, soldații i-au dat lui papa o lădiță, nu mare. Și în lădița aia era a fostului lor ofițer, care murise. Și acolo avea doctorii, o cutie cu medicamente, avea și o iconiță, mult timp am avut eu iconița aia, dar nu știu. Și Miorica, fiica, mă întreba, mamă, dar ce s-a făcut cu iconița aia? Da. Și eu zic, ce-ar fi să mă duc eu la farmacie cu medicamentele astea? Poate mi le cumpără. Iau cutia era de fier, cam atât așa. Și mă duc la farmacie, neamțul, farmacie cu nemțească. Că era comună nemțească. Și zic, uitați, așa, așa, am asta. El zice, bine, cumpăr. Ce-a făcut neamțul? A scos registrul. Și a început să uite, asta, asta, atâta costă, asta, asta, atâta costă. Mi-a calculat. Mai era acolo și niște fier pentru operație. Zice, asta n-avem ce face. Luați înapoi. Și cutia. Și a făcut socoteala, 60.000. Era pe... și am făcut 60.000 și am cumpărat făină și am ajuns până la făina noastră, care am câștigat-o de picoață.
și după aia am mers la lucru la Batoza. Că eram pleabă, ce să facem, fetele, ceva. Tăiai snopii sus la Batoza, nu știu, acum sunt modernizați. N-am s-a apucat. Poate de la muzeu. Cred că ar trebui să fie este, muzeu. Este la Slobozia, muzeul agricol. Da? Acolo, da, da. Au, ai văzut? Așa. Demonstrații practice. Da, Batoze, cum era. Slobozia. Da, bunicul meu avea două. Unul i-a dat lui papa, una avea el. În sfârșit. Și tante ne făcea mâncare. La noi, în Basarabia, oamenii când era, făcea mâncare și hrănea oamenii care lucrau la Batoză. Că erau mulți. Unii puneau paile, alții dădeau snopii, alții aranjau, cărau grâu. Era și un ventilator de grâu care îl dădea, că ieșea mai cu pleavă. Și era lume multă. Și făcea mâncare și unde atâta mese, nu. Dar se mea jos polog, cum se zice la noi, de redcă. Și pe urmă niște fițe de masă albe, da, și punea farfurii și mânca oameni. Dar la nemți nu. Nemții îți dădea o țuică și un gogoș. Și să vie fiecare cu mâncarea de acasă. Tot așa, ce făcea mâncare să ne aducă. Era și unchiul era la Batoză. Și iar întreabă nemțoica, ce faci tu la fete mâncare? Ce să fac? Dacă n-am din ce? Zice, a tăiat nemțoica jambon și i-a dat fără mâncare. Fetele vin beteag. Fetele se îmbolnăvesc. Vine beteag. Și ca să vezi nemțoaică. Dar avea fata și soțul deportați și s-a întors cate, dar soțul ei nu s-a mai întors. A vecinii, a lui Zuckerbeck s-a întors, dar ei, a lui None, nu s-a mai întors. Și ne-a dat. Și așa, pe urmă, am crescut. Ui, am făcut. Și a început să ridice pe zona de la sârbi. Din Jugoslavia era cu Tito, călăul Tito și ăsta. Și a deportat pe Bărăganu. Basarabeni și cheburi români, bănățeni și macedoneni. Da. Toți noi eram într-o comună mai încoace. Pe neamuri de ale noastre care au fost mai încolo, le-au dus pe Bărăgan. Da. Soțul meu a zis așa. Dacă se mai lungește, da, să mai lărgește zona, cădem și noi. Da. Da. Cădem și noi, călacea. Cu cine v-ați căsătorit? Poftim? Cu cine v-ați căsătorit? Cu soțul meu, rogate, Vladimir. Da, da, da. Cum s-a întâmplat? A, acolo, la nemți? Căsătoria? E, la nemți? E alt capitol, dacă intrați aici, pe da. Chiar, că nu mai scăpați. A, vreți să vă răspund? La asta vă răspund. Da. 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 Cum ne-am căsătorit. Unchiul avea un frate, Gheorghe, care a făcut armata, trăiește, are 91 de ani, la Buftea. Dacă vă duceți, el vorbește, e foarte... puteți să-i luați, da. Și pe Alea Găristă, o vilă mare, frumoasă acolo, da. Saca, familia Saca. Așa, și a făcut armata cu soțul meu. Și fiind ei în armata acolo, camarazi, zicem,
Măi, Vladimire, zice Gheorghe, eu am două surori, Evdochia și Serafima, și am trei nepoate. Mi-a zis și el că suntem nepoate. Nepoate era fratele lui, încă Vladimir, de pe tante, zis. Așa, și zice, din astea, cinci să-i alege tu una și nu-mi face neamuri, poate. Când s-a terminat războiul, soțul, veteran a fost, Dumnezeu să-l odihnească. Uitați acolo o poză și alta dincolo. Da. Poți să mi-o dai în mână. Da. A luptat pe front cu Saca Gheorghe. Și noi, dacă eu mă duceam la tata lui Munchiul, acolo noi ne-am cunoscut. Și când m-a cunoscut la o nuntă de-a lui fratele lui Gheorghe, Saca, m-a cerut în căsătorie. Și eu am spus, eu nu spun nimica, vino și vorbește cu unchiul meu. Eu n-am părinți, dar am unchiul. Acum îl cunoștea pe unchiul. Ce? Și a venit și sora mea era logodită, dar nu era măritată. Și eu i-am zis, anișoară, îmi dai voie să mă mărit eu înainte? Dar anișoara zice, eu îți dau voie, dar la nunta ta nu vin. Atunci nu m-am mărit. Și soțul zice, nu-i nimic, eu aștept. Când sunt mărit anișoara, da. Acum, da, asta e. Am avut un soț. Și a stat acolo? 60 de ani, fără 5 luni. Nici o zi n-am fost supărat unul pe altul. Uite, copiii să fie marturi. El era o fire severă, așa, dar așa m-a respectat și așa m-a ocrotit, m-a iubit, m-a, cum să spun, am fost așa, parcă eu, dacă el era, eu pentru mine era totul. Da. Și după se mai enerva câteodată, eu spuneam, ia uite să facem asta, asta, nu, stai puțin, nu se poate, nu știu ce era, și cu 6 ani mai mare, și parcă se schimba așa la față, mă vedeam, zic, tu te-ai supărat că am zis eu așa? Un pupic aici și un aici, și zic, dar tu mă put pe mine? Dar el n-a zis niciodată, tu mă superi și tu vrei să te pup. Nu, mă pupa aici și aici. Și când a fost în comă, aici era altă canapea, aici era. Am dormit până s-a îmbolnăvit grav, amândouă. Când mă culcam și el mă învălea și mă, eu am suferit cu spatele. Că am avut lichid, altă poveste, aia am făcut paranteză. Am sărit peste asta. Și pe urmă a trecut aici. Eram comă de acum, nu mai vorbea, dar el auzea tot. Dar noi n-am știut că aude. Și băiatul zice, Vlăduț, mamă, zice, e vineri dacă se întâmplă ceva acum. Hai să vezi, eu am fost și am văzut de coșciug, dar să vezi și mătalii, ce să mai văd, ce ai văzut tu? Nu, nu, vino și vezi, sunt diferite. Bine. Dar în timpul ăsta, el ne-a auzit, dar noi am zis că el n-aude, că mână, nu mai, dar inima 10 zile, el n-a suferit cu tensiune, era 12 la el, toată viața.
inima să iasă din pept. Dar încolo nimic. Da, nu mai circula. Că ne-am îndepărtat puțin să ne oprim, că aici este vorba de ultimele zile ale tatălui meu, dar el a fost un... Ce s-a mai întâmplat în perioada aia, până la 51, când ați început să ne spuneți cu deportare? Să ne spuneți așa ce s-a mai întâmplat și apoi ajungem la 51, ca să vedem. Deci în anii următorii... Cum se muncea la câmp? Cum da, se mânca... munceam la batoză, ne aduceam mâncare. Și iarna? Ce făceați iarna? Iarna? Mi-a învățat tante să toarcem. Să țesăm și să ne facem că nu mai avem să vă pune. Și ne-am făcut, da, asta ne-a învățat încă în Floroaica. Acolo să mergeam la cules bumbac la Floroaica, câștigam bumbac. Unchiul a făcut o mașinuță unde scotea se... Și am învățat și torceam și din aia am făcut haine. Când s-a rupt hainele, da, și sora mea îmi pletea pulovere în sat, tot așa pe mălai, pe brânză, da. Și acolo și-am crescut verm de mătasă și ne-am făcut niște eșarfi, așa, niște... roboade frumoase, croșetate de noi, da, iarna asta făceam. Vă ducea da. La biserică? Era o biserică ortodoxă sau nu? Da, mergeam la biserică și tare greu ne venea, că nu-l mai vedeam pe papa la biserică. Tata a fost foarte credincios și noi când mergeam la biserică, îl vedeam pe tata nostru acolo. Și plângeam toată ziua, că nu știam de părinți. Unchiul meu zice, uite ce, eu nu o să... Ce atâta plânsă? Ce o fi, aia o fi. Gazda s-a mărit sau zice, fetelor, morții cu morții, vii cu vii. Dacă or fi morți, or fi morți. Dar voi gata, terminați. Ce să... Era perina udă când mă scolam dimineață. Așa plângeam noaptea, da, că n-am știut 14 ani de părinți nimic, nici părinții de noi. Pe ei i-au dus în Basarabia și pe urmă de acolo i-au dus în Siberia și s-a născut ultima soră în Basarabia în 45, pe 25 iulie. Și noi n-am cunoscut-o, am cunoscut-o când avea 14 ani. Da. Asta. Și aici, în Banat, deci... În Banat, povestit că iar cum ne-am căsătorit, v-am spus. Da. Așa. Eu m-am îmbolnăvit. Da. A plouat. Rău, o ploaie de primăvară și n-au mai venit vacile acasă. Aveam și noi vacă cumpărată, o văcuță mai mică și unchiul. Și dacă n-a venit, am plecat să căutăm. Și m-a plouat rău și din aia am făcut lichid, dar nu știam că am lichid. Mă simțeam prost, mi-e rău. Și unchiul zice, tu stai acasă. Și ne face mâncare, când o veni să fie mâncare, să faci ordine la grajd, să faci, pregătești mâncare pentru cai, acolo, bac, asta, și da, așa, mână, așa, puișor, nu știu ce,
Venea, nu știu, mie mi-e rău. Unde au avut fratele mai mic, care l-au luat rușii, Ionică, a avut apă la plămâni. Și zice, spuneam că mă doare aici, stânga. Și zice, hai la doctor. Am mers la Vinga, era medic radiolog, avea cabinetul lui particular. Și m-a pus la... Am făcut radiografie și a spus că este lichid. Eu am început să plâng, zic că am ceva, cred că am tuberculoză. El spune, nu mai plângi, domnișoară, că nu e. Și zice, e lichid și mi-a făcut o puncție și zice, uitați, este lichid, dar nu-l scot. Acum a venit peste 2-3 zile, poate să mai adună. Când mi-am mers peste 2-3 zile, unchiul nu era, stătea pe hol, dar tante era lângă mine. Și mi-a făcut injecție, așa, și eu plângeam, zice, domnișoară, nu plângeți, sunteți, păi așa, buinică și asta se poate. Adică nu eram grasă, dar eram înaltă, eram, da. Și că nu e. Și îmi scoate un kilogram și jumătate de lichid. O siringă mare de 200 de grame. Așa. Și o golea îngăleată alături și acul ăla nu-l scotea. Dar acul era ca un fir de griu din ăla gros așa. Ac de siringă gros de tot. Ce faci? Ce cauți? La mine. Ce? La mai recunoscut. Și după aceea a zis să nu mai mănânc lichide, să nu asta. N-aveam putere, venea medicul acasă și îmi făcea injecții, calciu, vitamine ce îmi punea. Da. Și a început să-mi fie mai bine, doctorul zice, acum puteți să mâncați și puține lichide și asta. Adică au spus că așa, mai mult de un kilogram să nu, cu supă, cu lapte, cu tot. Și eu nu beam nici atât de frică. Da. Și dacă a zis ca să mănânc, atunci am început să mănânc, s-a adunat iar lichid. Și iar ne-am dus la doctor, la radiolog, la Vinga, și acolo n-am mai scos 700 de grame și gata, nu mai scos. Și tot plămânul ăsta este uscat, este alb, nu lucrez cu plămânul stâng. Când a văzut tata că ești așa de bolnavă? Da, tata așa bolnavă. El totuși vinea, s-a așezat la picioarele mele și ce face, nu știu ce. Asta. Vineau colegele, fetele, de seama mea mă vedea. Era timpul iasomiei, vara. Și mi-a adus iasomie. Dar deja eu aveam rochea de mireață cumpărată de soțul. Era materialul în casă. Când am văzut că mi-a venit cu buchetul de iasomie fetele, am început să plâng. Zic, așa un buchet numai la mireață se duce. Așa frumos. Și el venea și se întâlnește cu o bătrână din sat cu unchiul. Zice, nu te mai duci că aia are tuberculoză, oftică se ducea la țară. Zice, mătușă chiar de are, eu am spus că o iau în căsătorie. O trăie o lună, două, trei, cât o trăie, dar eu
mai bine să o dau eu pe tăniuța mea. Pentru că dau și două lăicere. Și nu știu ce, că ea avea numai o fată, noi eram trei fete. Și n-a putut mama să iei atâtea de acasă. Dar ea zicea, eu am două lăicere și îi dau lui tăniuța. Și asta, și la nuntă la fratele lui unchiul meu, ea bătrână, zice, dacă vrei, îi zice lui soțul meu. Eu n-am auzit, mi-a spus soțul. Pe urmă zice, dacă vrei și acum nu-i târziu, că o iau. O iau, zice, da. Lasă-o mătușă în pace și nu știu ce. Și el a venit și a așteptat să mă fac bine, s-a măritat sora mea, da. Zice, acum dacă s-a căsătorit, facem și noi nunta. Zic, nu. Acum sunt eu cea mai mare. Vreau și eu să fiu cea mai mare. Nu numai anișoara. Bine, dacă vrei, bine, lăsăm. Așa. Și am lăsat aia, am lăsat. În ce an v-ați căsătorit? Da. Și pe la urmă... În ce an te-ai căsătorit? Și nașul, șeful soțul meu, zice, dacă cunoști fata asta și vrei, adu-și și tu aici să o cunoaștem. Nu vrea. Păi de ce nu vrea? Nu vrea să vină. Medicul mi-a spus că să mă duc după suferința. Trebuie să fac băi ca să nu reumatism cu tare ce era. Și eu am zis, nu mă duc la băi, că acolo erau și băi la stațiunea unde lucra soțul meu. Băile Calacea. Băile Calacea. Era o fostă tot nemțească și băile expropiată. Și da, făcut fermă de animale și de ăsta. Și zic, nu mă duc, că o să zică lumea că, uite, știe că e vorba să mă căsătoresc și să mă vorbească lumea, eu nu mă duc. Unchiul, du-te, dacă merge tante, merg și eu. Dar singură nu mă duc. Dar de ce? Și ți-e frică de Vladimir? Nu mi-e frică, că eu văd că e băiat serios, dar nu vreau să mă vorbească lumea. Eu am auzit atâtea cazuri, când ajung de nuntă, se strică. Și nu se mai face nunta. Și atunci, ce știu eu că, până la urmă, mă mărit cu el. Și eu să mă duc acum să fac. Băi, nu, am făcut după ce m-am măritat. Și dacă nașul n-a vrut, n-a vrut soțul să mă duc, adică el a vrut, n-a vrut eu. Aia a venit nunta, nu știu ce, dar se îmbolnăvește nașa. Nu poate veni la nuntă, la cununie. Și avea fetița lor de 4-5 anișori. Ioana. Atunci, da. Statele Unite, la Sacramento. Da. Și atunci a venit ea și a ținut lumnare. Și la masă, când a fost nunta seara, la restaurant, la Brunner, era o orchestră nemțească, condusă de un inginer, care era inginer mecanic, și cânta și fata lui domnul Brunner la acordeon, era ceva frumos. Și soțul meu, dacă a fost așa un om bun, gospodar, i-a spus lui tante, uite, faci nunta, tu spune ce trebuie să aduc și eu aduc de toate și să facem nunta așa cum trebuie. Și așa a fost. Și a fost o nuntă frumoasă și tot. Și atunci a ținut lumnare Ionica. Acum, acolo, în comun, atâția refugiați, când a văzut. Ei, acum așa e moda, cred că. La oamenii ăștia, dacă inginerul cununat și ține. Da. Și Ionica e nașa adevărată, cred că. Dar la masă a fost și
ăsta, doctorul veterinar care era la lucra și la fermă, adică și era în Orțișoara, nașul Radu. Și nașa Radu. Cam și... câte lume a fost la nuntă? Păi e în jur de 100 de persoane. 100 de persoane în nuntă de refugiați, da, în comunitate germană. Deci erau și... recunoscuți și au câștigat respectul. Da, nemții ne-au respectat pe urmă. Uiuu! Și după nuntă ați avut casă? Cum ați făcut? După nuntă am stat până joi, aici la unchiul, la tante, și joi am plecat la stațiune, în camera unde i-am arătat lui Lăduț, unde stătea soțul meu. Acum, da, să fac o paranteză, să spun ce încredere avea nașul în el. El era singur străin, dar el mergea la bancă, aducea banii, da, făcea plățile și era inflație mare, venea cu sacul cu bani. Și povestea nașul, este înregistrat. Mi-a zis că, da, ți-a adus caseta la tine. Da. Că povestea, să vă spun eu cine e Vladimir. Cine a fost Vladimir. Putea să plece cu sacul de bani, caută-l, că n-avea nicio adresă. În Basarabia. Bun, dar acolo la, da, cât... la stațiune n-ați mai putut să stați. Stai, hai că am aici ceva de spus. Așa. Nașa, soțul meu nu mânca cu muncitorii, era, avea popotă cu funcționarii care erau acolo. Și avea sufertat și dacă el tot pleca, bani delegație după grâu, după nu știu ce, bani, după bani. Și nașa îi spunea, asta, Vera, tot Basarabean că era și fata, să oprești mâncare pentru Vladimir. Să pui acolo că, nu știu dacă eu o pune acolo în sufertașele lor, lui, ăștia de la, sau nu. Și avea grijă de naș, de soțul, sau toamna, să pune un gogoșar mai mult, că lui Vladimir îi plac gogoșar. Da. Și așa că, așa ne-am căsătorit și a zis soțul, nu mai stăm aici, în fermă. Și ne-am dus într-un sat vecin, la Bărăteaz, acolo venea mai spre zona Jugoslaviei, dar nu mult, vreo 7 km maximul era. Tot la un neamț care era expropiat, dar nu era scos din casă, că avea casă mare. Și ne-a dat acolo o cameră, încă două ne-a dat, că era mult mare casa. Și adică una îți face mâncare și una acasă. Și vine, trece nașul pe acolo și o aduce pe Ionica, o lasă la mine. Soțul era la serviciu. Și ea a auzit în casă, mă rog, vorbă și zice, Dora, dar patul ăsta e a vostru? Nu, era de la stațiune, de la... era de fier de asta, nu. Da, așternutul ea meu, da. Da, pe jos, ea tău ăsta, ea meu. A, dar la geam, a, la geam cunosc, îți pierde lusele lui Vladimir de la camera lui. Da, dar unde faci tu mâncare? Zic, alături, hai, lampă de gaz. Știți și lampa de gaz? Nu știți. Așa, adică, ca felinarul, știți ce e? Da. Așa, e ceva mai mare jos, are unde pui gazul și sus, unde e sticla, este un tub așa și deasupra poți să pui oală și să gătești. Aprins, iese un fitil și, da, și două cretiți pe jos. Și tu aici gătești, da. Bine, m-a înregistrat tot. Și când ne-am căsătorit, nu ne-a dat nimeni nicio lingură.
nicio farfurie. N-a fost multă putere. N-avea cine să ne dea. Of, of, of. Soțul meu, dacă era acolo, era bețelă, nu? S-a dus la Arad și a luat 6 farfurii, 6 linguri, 2 cretiți și așa am pornit. La nuntă ne-a adus, să spun, ne-a adus nepotul proprietarului de la stațiune, Bile, Keller, ne-a adus un servici de lichior. Anu Bile, domnul Marinescu. Da. Și o rudă de-a, o soră de-a lui unchiu ne-a adus un serviciu de vin. Încă sticla de la de vin o mai avem, o mai am și acum. Dar aia de lichior a fost foarte frumos, că era semicristal. Deci n-ați avut absolut nimic decât pe nimic, nimic, da. Și eu aveam o plapumă care mi-a făcut unchiul. Dar soțul meu avea plapumă. Avea plapumă, a făcut-o. O plapumă pe care a făcut-o unchiul acela, care era atât de îndemânatic, pe ce punea mâna, făcea. Deci da. Policalificat. Noi, dacă am avut magazin, manufactură de țesături și când ne-a refugiat s-au mai rămas câțiva saci în căruță și atunci ne-am, când eram la Măcrina, ne-am mai făcut rochii la copiii asta, s-a consumat și a mai rămas ceva, dar mai puțin. Dar hai că vreau și, să apar și eu în povestea asta. Și din materialul ăla s-a făcut față de plapumă și unchiul a făcut plapumă singur. Da. Da. Dar tu erai mititel, da, când făcea unchiul plapumă. Dar mai întâi, dar încă nu m-am născut. Vreau să aud și eu că m-am asta, născut. Asta. Și unde m-am dus eu că m-am născut. Stai puțin. Așa. Hai, te rog, că îmi bagă-mă și pe mine. Da. Te-ai născut la Binga. Așa. Da. Așa și... Te-am botezat la 3 săptămâni, acolo la Keller, în camera. Dar cum a fost? Ca... Așa. De la stațiune, dacă am plecat la Bărăteaz, după aia s-a mutat stațiunea, unchiul, nașul s-a mutat la Lovrin cu serviciu și salariații mergea după el, că îl iubeau și era, da, și da, acum soțul nu s-a mai dus pentru că eram căsătorită cu el, da, și acum, hai, ce să facem, la Bărăteaz n-am mai stat, mergem la Călacea, dar la Călacea, la primărie, ce să vezi, ne dă o cameră la un proprietar la Ștefan Keller, unde a stat tractoriștii. Și era o cameră în curte, plină, de fapt, nu în casă, în curte. În curte, da. Deci, în curte, o parte magazin și aici o cameră. Magazin, am înțeles. Și am muncit, când ne arată soțul, aici vom trăie. Cum aici? Lasă că o să fie bine. O să văruim, o să facem. 2 săptămâni am lucrat la camera aia și veneam și dormeam la oțișoara, la unchiul, la tante. Și așa, până am scos-o la iveală cu văruitul, cu vopsitul ușilor, geamurile, afară eu, ca fată de sărancă și vorba aceea. Știam, am făcut, am văruit și pe afară partea asta, da, și-am dat brâiele și-am făcut tot cum se poate, așa. Deci era o parte din magazia nemțească care servea drept adăpost tractoriștilor, bineînțeles numai pe perioada de vară, deci nu era o nu, dar a avut o sobă, avea o sobă, da. Avea un fel de sobă acolo.
un cuptor unde puteai să coci pâinea și asta. Da. Și acolo tu te-ai botezat, te-am botezat, da, și tata a zis să plecăm de aici, plecăm. Hai, eu te duc pe tine și pe Vlăduț la Tecuci, la Iubești, la... Pentru că începuse prigoana. Da, începuse ridicarea la bă, pe Bărăga. Și când e ceva, eu fug. Dar cu tine și cu copilul o să fie greu. Și atunci așa, cu puțin bagaj, cu asta, am plecat. Iar și în pribegie, cu da. Puțin bagaj, minimum. Luasă mașină de gătit din aia Vesta, cum era frumoasă, cu cuptor, cu bazin. A pus-o și pe aia la vagon și am mers cu ea la Găiești, la Ivești. Găiești. Și o capră, nu? Stai, capra a rămas. Stai, că am stat la Ștefan. Eu, ca gospodin, am pus varză, am pus murături, le-am pus în firniță la domnul Cheler. Ce era în cheia, să iau. El, doamna era foarte înțelegătoare, dar el, că ea a venit și la botez. Dar el era rău. Și zice, a, doamna, dacă vreți să vă aveți murături și asta, să vă faceți pivniță. Zic că, domnul Cheler, când noi facem pivniță, am să fac și casă și am să plec de la dumneata. Și el zice, dar prea cu minte ești dumneata. Nu-mi dădea voie să iau apă din fântână. S-a născut Vlăduț, asta am venit cu el la casă. Să spăl, că de atunci nu era așa cum e acum, scutice un alt. Și mă duceam vis-a-vis, era primăria. Și el nu ne-a dat voie să iau din fântână, că avea fântână. Nu. Mă întrebă oamenii, doa, auzi, dumneata, ce faci cu atâta apă? Păi zic, ce să fac? Fac o fântână în curte la Cheler. Acum, dacă am, a fost vorba când plecăm, a venit soțul la București, a căutat să cumpărăm la București, prin agenție, da, și i-a plăcut aici, la Băneasa. Eu am făcut ca peștele de aur, ca bătrâna din peștele de aur. A, dar eu vroiam o vilă ceva, o casă mai frumoasă. Era casă țărănească aici, dar era pământ mult și soțul a zis, fiind țăran și asta de la țară, dar și eu eram țăran, că propriu zis, dar eram ceva mai și comerciantă de acum, eram așa. Și nu prea, nu mă duceam la câmp așa, nu, mă rog. Vecina noastră ne zicea Duducuțe, așa, tante Natalia. E, ce să faci? Acum, da, și... A omis mama să spune că, sigur, avea o condiție, totuși că bunicii au fost, așa cum e specificat și în volumul acela, atât bunicii din partea tatălui, cât și bunicii din uite, partea mamei. Uite, dăm poza aia. Primari în... Dăm poza lui bunicu. A fost primar în sat. Bine, ăsta este străbunicul meu. Da, e bunicul meu, da, care l-a chemat Eugen. O să vă dau și aici citiți unde a murit. În Siberia, duș odată cu părinții mei. Da? Și... Da. Semăna cu Păunescu. V-a povestit cât au stat? Cum a fost? În Carmania povestea. Poftim? Nu, e gata, ați făcut-o prea pe mama. Acum aici te punea, mama, oprește-te. Am cumpărat aici la Băneasa, pe ea, cu Nicolae. Nu mai poate să urmeze un fir logic cursiv, sare de la una la altă. Pe ea, cu Nicolae și... Da. Dă semne și de oboseală, gândiți totuși, e mama, are păi oboseală. Haideți să ne oprim, mai discutăm așa, mai turnăm în pahar aici, mai, că l-am ținut pe
și Vlăduț avea un an jumate. Puteți opri, Lorin, și iertați-mă dacă intervin așa brusc. Am venit din Banat în... Dar nu știu dacă mai poate mama să mai zic. Vlăduț avea 7 ani și sora Miorica era de 2 anișori. Și părinții a murit Stalin și așa le-a dat drumul să vină. Deși din sat a făcut cereri, tot satul a iscălit, în afară de unul nebun, care a fost secretar la primărie cu rușii, Grăjdeanu, da. Dar papa l-a scăpat de la cum să zic, îl ducea colonelul să-l omoare, dar papa l-a scos. Pacerea așa, da. Și le trimitea pachete cu nuci, cu fructe uscate acolo din sat. Oameni străini chiar, nu neamuri. Adică oameni din sat. Și acolo și-au făcut casă, jumătate în pământ, jumătate jos, și cu vaca și cu vițelul dormeau într-o cameră. Da. În Siberia. Și apoi s-au întors în 56. S-au întors, că a murit Stalin. Sora mea, asta, Aurica, vine plângând de la școală. Da, plângea. Mama, ce este? Ce s-a întâmplat cu tine? Mama, a murit tovarășul Stalin. Mama, ce văd, a prost ca crăpatul. Nu i-a dat și două pagini? Păi copilul, păi știți ce le făcea? Zice că este Dumnezeu. Rugați-vă la Dumnezeu să vedeți, vă dă pâine Dumnezeu? Nu vă dă. Dar ia rugați-vă la Stalin, că dea pâinea. Așa educație le făcea la copii. Spunea Urica. Da. Pe ea am făcut școala primară, unde? În Borodinca, aici unde a murit bunicul și bunica, au murit în comuna asta. Te-a întrebat domnul Valeriu, mama. Regiunea Curgan, raionul Lopotinski, comuna Borodinca. Da. Și Aurica... Cum au aflat bunicii? Avut... Cum au aflat bunicii de noi? Lasă-mă. Fratele Mihăiță învăța la școală în alt sat, că în satul unde era părinții, nu era clasa a 5-a, numai până la a 4-a. Și acolo el, mama îi dădea câte o 2-3 ruble să aibă, s-a dus la școală, a luat bomboane de banii aia, care nu cheltuia, i-a ducea înapoi altă dată, știa că nu sunt bani. Și venea printr-o pădure și găsea ouă de perpeliță. Și mama suferea cu stomacul, avea la stomac boală de stomac, vă rog. Gastrită, dar nu gastrită, mai așa. Și cât bune printr-o mama, în sfârșit. Și s-a dus, era un lac în fața liceului, că de acum el avea 16 ani, era liceu acolo, zis. Și s-au dat copiii pe gheață. Cu el s-a spart gheață. S-a spart și l-au scos înghețat, înnecat, dar mai mult înghețat, că a mai zis că of, mamă. Și a anunțat-o pe mama, pe papa, că uite ce s-a întâmplat. Și el este înmormântat acolo. Și bunicii amândoi. Și bunica și bunicii. În comuna asta, Borodinca. Da, sora mea care e la Chișinău, Aurica asta, mai mică, care s-a născut în 45, a fost de vreo 2 ori aici în comună. Da. Dar să vezi rușii. Știți că rușii iau suflet bun? Comunismul a fost regimul. Și când tata a fost așa iubită și acolo, nu știu de ce. Dar
Când a auzit că s-a dus Aurica, au tăiat gâși de răți. Au venit, s-au adunat, au făcut, au venit cu armonia, dans, cu tare. Că a venit Aurica lui Gheorghe Maxen. Da, așa rușii. Da, și noi aici, dacă părinții au murit Stalin, le-a dat drumul, au venit în sat, casa ocupată, făcută baie comunală, nu știu ce, era o secretară de partid și nu le-a dat casa. Stătea la un unchi de-a lui tata, care era nașul nostru, la nănașul strate. Și mama în fiecare zi se scula să facă mâncare, era rușine, cum să ducă ea să ieie să facă mâncare de la nănașul. Și nănașul zicea, ce nămașă, dar păi, de ce n-ai luat? Și i-a dușea el de foc ca să facă mâncare. Și plângea mereu, dar de aici era gravidă cu Aurica, să nască. Fata asta, care era secretară de partid, era o fetiță, o fană, care a trăit cu bunica ei. Și noi, când aveam prăvălie acolo la Orășel, cum era, cum ar fi, să zic acum așa aici sunt prăvălii, cum a fost Găieștiu, cum, așa, vinea și mătușa mea i-a dat mereu de câte o rochiță bunicii pentru fetiță, dacă aveam materiale, țesături. Și asta zice, dar știți că eu le cunosc pe fetele matalii, că mă duceam cu mâca și îmi dădea de rochiță și nu știu ce. Zice că vă cunoaște, că nu știu ce, dar nimic să-mi deie casa. Zice, s-a gândit mama ce să facă. A făcut să niște bani. Tata iar a luat bacă și acolo. Copii. Noi nu mai eram, dar eram băieții și luat. Mama făcea brânză, se ducea la târg, vindea și avea niște ruble. Și zice, îi spune lui papa, eu mă duc să-i dau ceva la secretară și să-mi deie casa. Papa când a auzit, dar ce vrei să ne ridice înapoi în Siberia? Lasă că nu o să mă mai ridice. Și se duce și îi bagă buzunar. Ia cu șorți secretara. Îi bagă în buzunar 50 de ruble, mama spune. Și ea când a văzut, zice, gata, pune mâna pe telefon, veniți și eliberați casa lui tovarășul Bănaga, că am primit zacum de la raion, să liberăm casa. De la ea. Și a liberat casa, că mama zice, să nasc. Unde să nasc la nănașul aici? Să nu nasc eu în casa mea. Da. Când a rămas la bătrâneță însărcinată, ce să facem? Ce mai întâmplă? E cu 19 ani mai mică sora asta, Aurica, care e la Chișinău acum. Profesoară de română și la Biblioteca Centrală am bătrânit acolo. N-a dat-o în stat pentru că era ultima fetiță de la părinți care trebuia să fie lângă părinți. Da. Și am și doi frați la Chișinău, Eugen Bănaga, care... Da, și... Dar când s-au întors din Siberia, cum ați auzit că ei s-au întors sau cum v-au găsit? Că nu vă știa pe nume, v-ați schimbat numele, ați plecat, ați... Ei s-au întors în Basarabia, în sat, iarăși, să-și reia casa, să nu... Da, cum v-au găsit? Cum noi i-a? Le-am trimis poză în Siberia. Dar de unde ați scris acolo? Aveați atât noi... în Basarabia care au ținut de tătura? O soră de-a lui tata primea scrisori de la părinți. Dar era în alt sat.
mai mare ca mătuș avea. Și avea adresa părinților. Și noi am trimis, că eram de acum căsătorite, și am trimis poză în Siberia, eu, Anișoara, cu soțul, cu Vania și tata, Vlăduț și Rodica, fetița mai mare a lui. Anișoara. 55. Și ei când au primit poza de la copii, că mama plângea acolo că nu știa de noi. Noi plângeam aici, ea plângea acolo, de trei fete. Să ne era țigan și acolo. Și papa a văzut o țigancă și zice, duceți-vă și dați-i cărți. Că uite, e năcăjită, dar nu-i spune nimic țigancii. Țiganca deschide cărțile, să vedeți. Ai trei suflete peste o apă. Da, zici că n-ai să le mai vezi. Da, ai să întâlnești cu ele. Dar prima dată ai să te întâlnești cu cei mai negricioase. Eu eram mai brunetă. Da. Și așa a fost. Ce vedea țiganca aia? Zice că să nu crezi în cărți. Da. Da. Și, da, ei stat, n-au mai stat în sat, a născut-o pe Aurica, acolo, nu știu ce, dar ce se întâmpla acolo? Tata acum nu mai avea pământ, nu mai avea nimic, l-a pus paznic, la vie, la piepe, dar pe papa cum? Cine trecea, dădea de pomană. Fără era la lui. Dar avea un frate la Chișinău, fratele mai mic. Acolo e altă poveste cu fratele. A fost când eram noi la Măcrina, el era prizonier în Crimeea și era încercuit. Ne-a scris scrisoare și în dos, în plic, când desfac plicul, scrie. Sunt în Crimeea și sunt încercuit. A fost prizonier. Și el s-a înscris că nu-i din Basarabia, știa că familia e în România. S-a scris că e din Călăraș, că acolo a făcut armată. El a făcut și la Vâlți prima dată, dar concentrare aici. La Vâlți a făcut cu cal de acasă. Oamenii înstrăriți aveau voie să facă armată cu cal de, era la calărie, cu cal de acasă. Și era un anumit, trebuia, o cumpărat bunicul cal, dar n-a corespuns. Nu știu cât centimetri. A cumpărat altul. Și la Bălț a făcut el. Și mai avea dintr-un sat vecinul ăsta. Și stătea la gazdă și îi ducea mâncare de acasă. Și nu făcea armată pe cheltuiala statului. Asta n-ați știut. Da, nu știam că... Poate ați auzit. ...să facă armata, da, propria lor cheltuială. Da, este poezie. Adică... Așa. Și... Ăsta fiind acolo... Așa... Mai oprește-te, mama, puțin. Haideți, oprește-vă totuși puțin. Ce poate, eu sunt ora 6 și când am pornit de 4 ore. Dacă s-a scris că din Călăraș, nu știa nimeni decât un singur camarad. Toate devierile astea, vedeți că trebuie... Când a dat drumul la prizonieri... Poți să mai priști. Când a dat drumul la prizonieri acasă, prizonieri români, s-a urcat și el să vină în România, că familia era aici. Neștiind că între timp familia a fost... Soția lui și cu băițelul, cu Matei, finul meu, așa, e luat înapoi cu părinții și duș în Basarabia. Și ia că sunt în România. De unde avea el să știe că... Când a ajuns la gara noastră, unde Șoldănești, prima gară din apropiere cu noi, unde întotdeauna mergeam cu trenul de acolo, el
A stat așa pe scară și s-a uitat în gară și zice să mă mai uit la Jordănești, să văd gara. Vedeți cine? Vedeți că oamenii în sat îți cunoșteau. Se cunoșteau de la târguri, acum nu mai e târguri alea, o fi. Și l-a zărit unul și l-a cunoscut. Și a știut că familia e luată și dusă în Siberia. Așa, și zice, unde, dar soția lui, când a văzut că începe rușii să caute, așa, a plecat. A plecat, a luat băiețelul și a plecat la mama ei acasă, în alt sat. Să salveze măcar el și băiețelul. El știind că sunt în România, zice, și părinții și bunicul, zice, stai, dar zice, unul, domnul Bănagau, ce faceți? Știa că-i tren, s-a zvonit, că-i tren cu prizonieri români. Nu vă duceți că domnul Maxim a venit acasă. Da, zice, sunt acasă. Zice, nu vă duceți în România. S-au întors acasă. Luați, mă rog. Acum el ce? A sărit de pe scară și cum la marginea satului a sărit și să fugă printre porumb. S-a dat alarma, a început să tragă după el. El a fugit și gata. Fratele bunicule. Fratele bunicule. Acum era frică să ajungă în sat. Că lumea știa că el e prizonier. Că e dus și cum să vie, a stat tot așa să intre noaptea, da, și să spună că i-a dat drumul, că nu știu ce, nu știu cum s-a mai întâmplat acolo, și a venit acasă, dar cât a stat puțin, că i-a fost frică să nu-l ridice. Da. Și s-a dus la Chișinău. Și atunci i-a luat și pe părinți la Chișinău, da, și nu, opriți, eu... opriți aici, da. Că de mine, nu, și noi în 57, când... Mai, da, mai, da.